Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. ascultătorii ajungem acum la ceva cu totul remarcabil: jurământul de nazireat. Acesta era un jurământ voluntar. Orice bărbat sau femeie din Israel care dorea să facă acest lucru putea să devină un nazireu. Acest jurământ putea fi făcut pentru toată viața sau numai pentru o anumită perioadă de timp. Dumnezeu nu poruncea acest lucru. Era ceva voluntar. Era dorința unei persoane. Dacă vreunul din fiul lui Israel dorea să umble cu Dumnezeu, să fie cât mai aproape de el, de obicei făcea acest jurământ. Dar să ajungem la concret și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de nazireat, ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură amețitoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. Celui care făcea acest jurământ îi erau interzise trei lucruri. În primul rând, nu avea voie să bea vin sau băuturi tari. Orice provenea din vin îi era interzis, de fapt. Aceasta nu are nicio legătură cu întrebarea dacă este bine sau rău să bei vin. Aș dori să spun ceva acum și vreau să fiu bineînțeles. Standardul creștin nu constă în lucruri bune și lucruri rele. Întrebarea este, care este scopul vostru în ceea ce faceți? Faceți un anumit lucru pentru a fi pe placul lui Hristos? Pentru a-L cunoaște pe El? Pentru a-L slăvi pe El? Vrei să fii un nazireu? Vrei să trăiești pentru El? Aceasta, mi se pare mie, este adevărata întrebare. Oamenii mă întreabă adesea dacă este bine ca un creștin să bea vin. Dragi prieteni, nu am de gând să discut pe marginea acestei întrebări. Nu vă voi spune că este bine sau că este rău. Ce aș dori eu să știu este dacă voi vreți cu adevărat să-i fiți pe plag lui Hristos. În scriptură, vinul este un simbol al bucuriei pământești. Are rolul de a înveseli inima. În cazul nazireului, important era faptul că el voia să-și găsească bucuria în Domnul. Mulți creștini nu-și găsesc bucuria în lucrările lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu împărtășea cu Hristos. Ei își găsesc bucuria în lucrurile din lume. Dragul meu prieten, tu în ce îți găsești bucuria? Pun această întrebare pentru fiecare dintre voi. Aveți nevoie de stimulente din această lume pentru a vă bucura de lucrurile creștine? Puteți să vă bucurați cu adevărat pentru că studiați cuvântul lui Dumnezeu? vă entuziasmați la gândul că trebuie să vă rugați sau vă rugați plictisiți. Mulți, foarte mulți oameni spun că sunt creștini și se cred spiritual când de fapt tot ce fac este să aducă lumea în toate activitățile lor. Apoi, nazireul nu avea voie să-și radă capul. În tot timpul nazireatului, briciul să nu treacă pe capul lui, până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt, să-și lase părul să crească în voie. În epistola adresată Corintenilor, în capitolul 11, versetul 14, Apostolul Pavel spune Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Mi-aș dori să pun un afiș cu acest verset în locuri publice. Eu sunt de acord cu Apostolul Pavel. Prin urmare, nazireul trebuie să fie gata să fie făcut de rușine pentru Hristos, părului lung ar fi o indicație a faptului că și asumă aceeași poziție cu Hristos care a spus Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de o cara oamenilor și disprețuit de popor. Cuvintele le găsiți în Psalmul 22, versetul 6. În al treilea rând, Nazireul nu avea voie să se atingă de trupul unui mort. În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ să nu se apropie de un mort, și să nu se pângărească nici la moartea tatălui său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a sorei sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. În capitolul 5 am citit că leprosul trebuia scos afară din tabără, la fel și orice persoană care se atingea de un mort. Vedeți, lumea este locul în care se află moartea. Cred că putem spune că moartea este semnul distinctiv cel mai profund al lumii de astăzi. Moartea este pecetea unei planete aflate sub blestemul păcatului. Este judecata pronunțată de Dumnezeu și din cauza păcatului a venit moartea în lume. Pentru a înlătura moartea este nevoie să fie înlăturat mai întâi păcatul, pentru că plata păcatului este moartea. Nazireul nu trebuia să se atingă de trupul vreunui mort. El urma să fie despărțit de lume. Dumnezeu era pe primul loc de acum în viața lui. Amintiți-vă ce a spus Domnul Isus, dragii mei. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Dumnezeu trebuie să fie mai presus de orice altă ființă din viața unui nazireu. Să nu uităm că acesta era un jurământ voluntar. Dumnezeu nu poruncea nimănui să facă acest jurământ. Dar oricine dorea să-și dedice viața Domnului, putea să facă acest jurământ și atunci trebuia să respecte impunerile acestuia. Dragii mei prieteni, în ce vă găsiți voi bucuria? Vă găsiți voi bucuria în Domnul? Sunteți gata să purtați rușinea împreună cu El? Sunteți gata să fiți smeriți împreună cu El? Sunteți gata să-L puneți pe El pe primul loc înainte de oricine sau orice altceva? Deși credinciosului de astăzi nu-i se cere să facă un jurământ de nazireat, Există ofertă de a umbla aproape de Domnul, dar nu sunteți obligați să umblați cu Domnul. Aceasta este alegerea voastră și trebuie să fie alegerea voastră. Este un act de dedicare. Nu puteți numi consacrare, pentru că numai Dumnezeu poate consacra pe cineva. De fapt, noi venim la Dumnezeu cu mâinile goale, neavând nimic de oferit în afară de propria persoană, împreună cu devotamentul, închinarea, dragostea, slujirea și timpul nostru. Dacă rămâneți alături de Domnul, veți descoperi de multe ori că nu mai rămâne nimeni altcineva pe lângă voi. El trebuie să ocupe primul loc în viața voastră. Mulți oameni vorbesc astăzi prea mult despre faptul că sunt creștini consacrați când, în realitate, nu îndrăznesc să facă niciun lucru care ar ofensa grupul acela din adunarea lor care se bucure de cea mai mare popularitate. Le este teamă că vor fi lăsați pe din afară, ceea ce între noi fie vorba ar fi mult mai bine pentru că multe din aceste grupuri nu au nimic în comun cu Dumnezeu și pot fi de o cruzime înspăimântătoare față de bieții oameni. Și totuși, sunt mulți cei care nu cred că pot ține piept unui astfel de grup, așa că se iau și ei după ce zice mulțimea. Dragii mei prieteni, dacă vreți să fiți dedicați Domnului, Hristos trebuie să aibă locul suprem în viața voastră. În El trebuie să vă găsiți desfătarea și bucuria. În tot timpul nazireatului să fie închinat Domnului, continuă acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cred că mulți oameni se lipsesc astăzi de o mare binecuvântare. Poate că treceți chiar acum printr-o perioadă de încercare. De ce nu vă dedicați Domnului? De ce nu vă puneți deoparte pentru El? Dacă sunteți creștini, predați-vă Domnului clar și decis. Nu spun prin aceasta că încercarea va fi înlăturată, dar va fi suportată mai ușor. Domnul Isus a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima, și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Este ceva cu totul deosebit să porți jugul împreună cu Hristos. Dar să mergem mai departe în discuția cu privire la jurăminte. Dacă moare cineva de moarte năpraznică lângă el, și capul lui, închinat, se face astfel necurat, să-și radă capul în ziua curățirii, și anume să-și-l radă a șaptea zi. În ziua opta, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel la ușa cortului întâlnirii. Dumnezeu acordă o mare importanță respectării jurămintelor făcute de el. Dacă nazireul era întinat într-un fel, trebuia să aducă o jerfă. Dumnezeu nu cere un astfel de jurământ. Dar, așa cum am spus, odată făcut, el se așteaptă ca omul să-l respecte. Încălcarea lui era un lucru foarte serios. Sunt convins că mulți creștini care i-au făcut lui Dumnezeu promisiuni pe care nu le-au împlinit și aceasta explică starea lor spirituală tristă de astăzi. Sunt convins că sunt mulți creștini care i-au făcut lui Dumnezeu promisiuni pe care nu le-au împlinit și aceasta explică starea lor spirituală tristă de astăzi. În calitatea mea de păstor, am avut ocazia să cunosc oameni care veneau la biserică în fiecare duminică, având acea aură de sfinț strălucind deasupra capului. Erau atât de pioși încât te așteptai în orice moment să le crească aripi și să înceapă să zboare. Și totuși, acești oameni îl dezamăgeau pe Dumnezeu în mod repetat. Într-un final, se întâmpla ceva în viața lor care le distrugea credința. Mulți alții ezită să-și un angajament față de Domnul de teamă că nu-l vor putea respecta. Oamenilor le este frică să lase totul în mâna Domnului. Le este teamă să-i dedice lui banii pe care îi câștigă pentru că se gândesc ei că s-ar putea să vadă o mașină sau un alt lucru pe care ar dori să și-l cumpere cu banii aceia. Așa că nu mai fac nicio promisiune lui Dumnezeu. Pot să vă spun că acesta este unul din motivele pentru care mulți oameni se lipsesc astăzi de multe binecuvântări. Dumnezeu ne oferă multe detalii în acest capitol din numeri pentru că se așteaptă că, odată ce facem un jurământ, să avem grijă și să nu pierdem din vedere niciunul din aceste amănunte. Tot la fel de adevărat este faptul că nu ar trebui să dedicăm ceva Domnului și apoi să ne răzgândim. Pe de altă parte, trebuie să știți că, dacă vă respectați un angajament luat înaintea Domnului, El vă va binecuvânta. Dumnezeu tratează aceste chestiuni cu toată seriozitatea și nu ar trebui să facem la fel. El ne va binecuvânta întotdeauna dacă suntem credincioși față de El și față de promisiunile pe care îi le facem. Aceasta este o mare lecție spirituală la care ar trebui să vă gândiți cu toată seriozitatea. Trecem acum la binecuvântare. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le, Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți: Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Cred că ceea ce avem noi aici este o mențiune a Sfintei Trăimi. Dumnezeu Tatăl este izvorul oricărei binecuvântări. Domnul Isus este cel care face să strălucească fața lui asupra noastră. Duhul Sfânt își înalță fața peste noi și ne dă pacea. Aceasta este singura cale prin care putem veni la Dumnezeu și putem experimenta pacea lui. El este cel care aduce la viață toate aceste lucruri în inima noastră. Dumnezeu binecuvântează poporul. Numărătoarea fusese făcută, și acum toți își cunoșteau genealogia. Steagurile erau înălțate și toți știau sub care trebuie să se adune. Izraeliții urmau steagul de care aparțineau și își așezau tabăra împreună cu cei din casa și din seminția lor. Tabăra fusese de asemenea curățită. Acum Dumnezeu îi binecuvântează. Dragii mei, de fapt, numai așa poate binecuvânta Dumnezeu. Atunci când sunt împlinite condițiile care vin din natura Lui, decurg din caracterul Său. Multe din bisericile de astăzi sunt lipsite de binecuvântarea lui Dumnezeu. Problema este că nu sunt pregătite corespunzător pentru marș. Încearcă să pornească fără a face ordine mai întâi. Ele sunt ca soldatul care a uitat să-și pună cureaua de la haina militară. Este foarte greu să porți arma fără să ai cureaua și tocul pentru armă. Aceasta este situația, din păcate, a multor biserici de astăzi. Pavel pe timpul lui scria bisericilor, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Dragii mei, este important să ne cunoaștem genealogia, adică să știm originea noastră. Trebuie să știm dacă suntem sau nu un copil al lui Dumnezeu. De asemenea, trebuie să știm care este steagul sub care ne adunăm. Aflați care este darul vostru și folosiți-l în slujba Domnului. Păstrați-vă viața curată. Ce binecuvântare minunată avem aici! Dumnezeu Tatăl ne ține în mâna sa. Dumnezeu Fiul face să lumineze fața lui asupra noastră. El este lumina lumii. Dumnezeu Duhul Sfânt ne dă pacea. Ce capitol glorios! Parcă ne și pare rău că se încheie, dar nu o face decât pentru a începe unul nou. Și în felul acesta ajungem la capitolul 7 din Cartea Levitic. Și acesta este un capitol deosebit. Cu un număr de 89 de versete, capitolul 7 din Cartea Numeri ocupă locul al doilea după psalmul 119 pe lista celor mai lungi capitole din Biblie. În psalmul 119 este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Aici avem 89 de versete. Știți despre ce este vorba în ele? Despre darurile căpeteniilor semințiilor. Este un capitol fără prea multă acțiune pentru că se repetă același lucru de multe ori. Sunt menționat aici toate căpetenile și ni se spune cu exactitate ce a dus fiecare ca dar și aici găsim un mesaj important pentru noi. Să vedem însă despre ce este vorba. Primele două versete. Când ai sprăvit Moise de așezat cortul, la uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui, la uns și l-a sfințit. Atunci mai mari lui Israel, căpetenile caselor părinților lor și-au adus darurile lor. Aceștia erau mai mari semințiilor care luaseră parte la numărătoare. Și apoi trecem la versetul 11. Domnul a zis lui Moise, căpetenile să vină unul câte unul și anume fiecare în câte o zi deosebită ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului, adică pentru dedicarea altarului. Cel care și-a adus darul în ziua întâi a fost Nașon, fiul lui Aminadab din seminția lui Iuda. El a adus o farfurie de argint în greutate de 130 de sicli, un lighean de argint de 70 de sicli după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu un de pentru darul de mâncare. A mai adus o cățuie de aur de 10 sicli plină cu tămâie, un vițel, un berbece, un miel de un an pentru arderea de tot, un țap pentru jerfa de ispășire și pentru jerfa de mulțumire, doi boi, cinci berbeci, cinci țapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nașon, fiul lui Aminadab. Dragii mei, știți cine este acest om, Nașon? Eu nu știu. Tot ce știu despre acest om este că a adus niște daruri. Dar iată, Dumnezeu îl cunoștea și a luat seama la darurile pe care le adusese. Vi se pare interesant darul lui? Nu prea, nu. Sună mai degrabă ca o listă de cumpărături. Cu toate acestea, Dumnezeu notează darul lui în detaliu. A doua zi a venit următorul. A doua zi și-a adus darul Netanel, fiul lui Tsuar, căpetenia lui Sahar. Ce-a făcut acesta? A adus același dar. Acum, nu ar fi putut reda Biblia niște ghilimele aici? Nu era posibil să ni se spună că darul era identic, fără a mai fi enumerate aceleași lucruri? Nu. Duhul lui Dumnezeu a înregistrat cu foarte mare atenție, în amănunt, toate darurile. Fiecare om, observați-vă rog, este menționat pe nume și, din câte știu eu, acesta este singurul lucru pe care l-au făcut acești oameni pentru Domnul. Acest capitol atât de lung vorbește despre acești oameni și darurile pe care le-au adus pentru Dumnezeu. Și cel mai mărun lucru este menționat de fiecare dată, în dreptul fiecărui nume. Vedeți, Dumnezeu nu este plictisit să enumere credincioșia copiilor lui. Domnul Isus a spus: Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Mulți oameni ar trebui să fie atenți la acest lucru, mai ales că ambele lor mâini fac foarte puțin pentru Domnul. Ar trebui să le fie rușine de mâinile lor. Dar vestea bună este că, oricât de mic ar fi darul tău pentru Domnul, el ține seama de ceea ce faci tu pentru el. Vă amintiți fragmentul din Evanghelia după Luca în care Domnul stă și privește cum pun oamenii darurile lor în visteria templului? Bogații de dau daruri mari. El a remarcat acest lucru. Dar a văzut și o văduvă care a dat ultimii bănuți pe care îi mai avea. Reprezentau o sumă cu totul nesimnificativă pentru templu și pentru visteria lui, dar, în ce privea viața ei, aceea însemna totul. În comparație cu bogățiile Templului, ea nu adăugase nimic la toate acestea. Dar ea cedase tot ceea ce ea mai avea. În felul acesta, ea n-a făcut altceva decât să-și pună viitorul în mâinile Domnului. Domnul Isus nu a văzut lucrurile la fel. El a considerat că acesta era darul cel mai mare din toate. Era darul vieții ei. Acest dar a fost înregistrat în ceruri. Puteți fi siguri de lucrul acesta. De altfel, dragii mei, este bine să ne gândim la acest lucru. Este bine să nu desconsiderăm nimic din ceea ce putem face în cadrul trupului lui Hristos, care este Biserica. Să nu desconsiderăm nimic din ceea ce putem face pentru El. Pentru că nu facem pentru noi, nu facem doar cu gândul la răsplata ce ne așteaptă, ci facem de dragul lui. Pentru că îl iubim. Isus știe foarte bine ce dați pentru el și știe și cât păstrați pentru voi. Pentru că, în fond, aceasta este problema, nu cât de mult dăm, ci cât de mult păstrăm pentru noi. Nu știu în ce măsură cei care spun că darul lor rămâne între ei și Dumnezeu își dau seama că Dumnezeu înregistrează totul. Cu toate că acest capitol lung este unul dintre cele mai lipsite de acțiune fragmente din Biblie, cred că Dumnezeu încă se mai uită la aceste rânduri. Îmi imaginez că el deschide cartea și spune: Uită ce a dăruit căpetenia aceasta! Dumnezeu ținea seama de toate darurile pe care ei le aduseseră. Dragul meu prieten, niciunul din lucrurile făcute pentru Domnul nu a trecut nebăgat în seamă, și vei fi răsplătit pentru fiecare în parte. Poate de aceea ar trebui să-ți problema: Ce faci pentru Domnul? Cât de mult faci pentru El și cât de mult faci pentru tine? Cine este de fapt în centrul vieții tale, tu care spui că ești creștin? Este Dumnezeu sau ești totul? Cred că merită să medităm mult mai mult la subiectul acesta. Și dacă descoperim că noi suntem în centrul vieții, trebuie să facem schimbul. Trebuie să-i dăm lui locul care se cuvine. Nu vom rămâne nebinecuvântați. Cu siguranță Dumnezeu își va revărsa dragostea lui din plin asupra fiecăruia dintre noi. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.